Achievement e o organizație internațională din domeniul educației. Cu siguranță știți despre Junior Achievement, cel puțin văzându-i pe colegii voștri din echipa Floreven, care și-a deschis afacerea chiar în această primăvară. Este o afacere cu flori, puteți vedea pe cu aranjamente florale, puteți vedea pe hall, la standul lor, despre ce este vorba. Da? Vă dau detalii și vă vor da și ei detalii puțin mai încolo. Acum, aș vrea să vorbim puțin despre motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Tu? Ai ridicat mâna. Nu știu dacă... Și avem o competiție. Și aveți o competiție. Da. Excelent. Cum vă numiți voi? Cătălin și Alexandru. Cătălin și Alexandru știu despre ce este vorba astăzi. Pe de o parte aveți ziua porților deschise, lucru care înseamnă că elevi de clasa 8-a și nu numai vin astăzi în școală să vadă despre cum se face școală la Colegiul Național Agricol Carol I din Slatina, astfel încât să-și dea seama dacă acest liceu este o opțiune pentru ei, dar având în vedere că trebuie să hotărască în următoarele câteva săptămâni la ce liceu să meargă. Și pe de altă parte avem o competiție. Și mai avem și un al treilea lucru, dar haideți să vă spun despre competiție mai întâi. Avem aici 6 echipe, echipa cu numărul 1 în stânga mea, echipa cu numărul 2, echipa cu numărul 3, 4, 5 și 6, care astăzi vor lucra vor lucra la mesele de lucru pregătite în laboratoarele de informatică și legislație rutieră pentru a rezolva problema familiei Ionescu. Cine o cunoaște pe familia Ionescu? Nu cunoașteți familia Ionescu? Nu, Mihaela o cunoaște. Își amintește ea ceva despre familia Ionescu. Mihaela a fost la Brănești în noiembrie 2015, da? Atunci, da, este vorba despre aceeași familie Ionescu, care încă nu și-a rezolvat problema. Iar cele 6 echipe pe care le-am numit mai devreme lucrează astăzi de la 10 la 12.30 pentru a rezolva această problemă a familiei Ionescu. Da? Să sperăm că vom găsi soluția pentru problema familiei, da? Bun. Și aceasta este competiția. Vom vedea la final care sunt cele mai bune 3 soluții dintre cele 6 și vom premia membrii celor 3 echipe de pe podium. Da? Spuneam că pe lângă ziua porților deschise și pe lângă această competiție în care vom rezolva problema familiei Ionescu, se mai întâmplă încă un lucru. La nivel național se desfășoară competiția Compania Anului, în care 174 de echipe de elevi și de studenți din țară și-au dezvoltat afacerile proprii. Exact așa cum Mihaela și colegii ei au făcut în primăvara aceasta. Da? Și pentru că din partea liceului participă 2 echipe la această competiție națională, având în vedere că astăzi avem ziua porților deschise și această competiție, am hotărât împreună cu doamnele Anton și Petru să facem și un târg în care aceste echipe să aibă ocazia, pe de-o parte, să-și vândă produsele, da? Și pe de altă parte să interacționeze mai bine cu piața și să afle ce își doresc potențialii clienți, astfel încât ei să ofere acestor potențiali clienți exact ceea ce au ei nevoie, astfel încât afacerile lor să aibă mai mare succes pe piață. De asemenea, ni s-a alăturat o a treia echipă astăzi. Este vorba despre echipa de la Clubul Copiilor din Slatina. Veți vedea pe hol ce produse au pregătit ei. Veți putea cumpăra de la ei aranjamente florale, obiecte handmade, și așa mai departe. Vedeți pe hol despre ce este vorba. Acum mă adresez puțin direct lor, echipelor, celor 3 echipe. Sunt curios cine e în sală din partea celor 3 echipe. Celor 3 echipe de pe hol. Așa, Mihaela. Mai sus mâna, mai sus mâna. Așa, bun. Mă adresez vouă direct, pentru că aveți o sarcină foarte importantă astăzi, da? În primul rând, să vindeți toate produsele pe care le-ați adus la stand. E foarte important să vă recuperați investiția, da?
Dacă nu vă recuperați investiția, atunci ieșiți în pierdere și business-ul vostru, afacerea voastră, nu mai continuă din motivul ăsta, da? Bun. Pe de o parte, trebuie să vindeți toate produsele de la stan. Trebuie să țineți o evidență clară a tuturor clienților, tuturor celor cărora le vindeți, adică, da? Deci să aveți o listă cu aceștia, cu cantitatea cumpărată de fiecare în parte și cu cât ați încasat de la fiecare în parte. Astfel încât, la ora 12, când vom reveni în această sală exact în aceeași formulă, voi să-mi comunicați numărul total de clienți, câte persoane au venit să cumpere de la voi, câte bucăți ați vândut în total, câte unități, și cât ați încasat în total astăzi. Da? Foarte important. Bun. De asemenea, vă recomand să aveți o fișă undeva la stand, unde să vă notați feedback-ul din partea clienților, astfel încât să știți cum să vă îmbunătățiți produsele, iar la următorul târg să puteți vinde și mai mult, da? Având produsele îmbunătățite. Da? Ok. Haideți acum să vedem dacă aveți voi întrebări, înainte să mergem mai departe. Nu? Ok, haideți să vedem care e agenda. Scrie aici că de la 8.30 la 9 au sosit participanții și au pregătit standurile. S-a întâmplat asta deja, da? Mai departe, de la 9 la 10 avem deschiderea evenimentului, adică ce se întâmplă acum, aflați ce se va întâmpla pe parcursul zilei de astăzi. Aici mai scrie că vorbim despre brainstorming și prezentări. Știe cineva ce este brainstorming-ul? A făcut cineva brainstorming până acum? Nu? Ok, atunci vom vedea mai departe ce e brainstorming-ul. Haideți, pe bune acum, fiind sincer, nu vă pun să explicați despre ce e vorba, să răspundeți. Doar dacă ați auzit de brainstorming, vă întreb, ridicați mâna. Atât. Da? Ok. Furtuna de idei. Furtuna de idei? Ok. Super. Super. Știi mai exact ce presupune? Ai participat la o furtună de idei până acum? Cred că sunt mai multe idei. Zice Mihaela de aici din față, îmi șoptește aproape, că punem pe foaie toate ideile, le amestecăm, ceva de genul ăsta. O să vedeți mai departe despre ce e vorba, da? După care, de la 10 la 12.30, echipele care au standuri pe hol, merg la standuri și își vând produsele, și își țin acele evidențe de care am vorbit mai devreme, număr de clienți, cantități vândute și încasări. Iar cele 6 echipe pe care le-am numit mai devreme merg în sălile de lucru deja pregătite și lucrează la rezolvarea problemei familiei Ionescu. Bun. Foarte important, echipele acestea care lucrează la rezolvarea problemei familiei Ionescu vor veni de la ora 12 în această sală și ne vor prezenta tuturor soluțiile lor. Asta înseamnă că ies aici în față, folosesc o prezentare PowerPoint pe care o realizează tot până la ora 12.30. Da? Și folosind acele slide-uri ne vor explica ce s-au gândit ei că ar trebui să facă membrii familiei Ionescu. Cine a mai susținut prezentări în public până acum? Mai sus mâinile. Super, super, super. E greu? E ușor? E foarte ușor? Abia aștept să te văd. Bun. Mergem mai departe. Dacă cele 6 echipe vin aici în față și prezintă soluțiile pentru problema familiei Ionescu, cele 3 echipe de pe hol care au vândut vin să-și prezinte ideile de afaceri. Da? Și cei care își prezintă ideile de afacere au 4 minute la dispoziție fiecare pentru prezentarea ideii de afacere, iar ceilalți cu problema familiei Ionescu au câte 3 minute la dispoziție. Da?
Mai departe, de la 1 și un sfert la 2 fără un sfert, timp de jumătate de oră, avem singura pauză din zi. Atenție, până atunci nu avem nicio pauză la agendă. De aici mergem direct la standuri și cei care se ocupă de familia Ionescu direct la mesele de lucru. Acolo aveți deja apă, suc, ceva de mâncare, astfel încât să nu fie nevoie să ieșiți din sală, decât dacă aveți nevoie la baie, da? Ieșiți, lipsiți 5 minute de la masă, dar colegii voștri lucrează în continuare și când vă întoarceți, vă reintegrați și voi din nou în echipă, da? Ok. După ce terminăm lucrul la 12:30, venim aici în sală, nu avem pauză între cele două momente și încep direct prezentările, da? Bun. Dar de la 1 și un sfert la 2 fără un sfert avem pauză. Puteți să ieșiți și afară. În această pauză, membrii juriului, care sunt secreți momentan, ca să nu vă intimideze, membrii juriului vor lua decizia finală, vor stabili care sunt cele mai bune 3 soluții pentru problema familiei Ionescu. Iar la final, în ultimul sfert de oră, de la 2 până un sfert la 2, avem anunțarea câștigătorilor și premierea lor, bineînțeles, da? Aveți întrebări legate de agendă? De ce se întâmplă mai departe? Sau nemulțumiri? Nu știu. Nu? Înțeleg că e în regulă că nu avem pauză până la ora respectivă. Mă bucur că sunteți de acord cu mine. Bun. Mergem mai departe. Discutăm acum puțin despre brainstorming, da? Cele 6 echipe care merg în sălile de lucru să rezolve problema familiei Ionescu se vor așeza la mesele lor. Fiecare membru al echipei va ști care e problema familiei Ionescu și fiecare membru al echipei va avea versiunea lui de soluție, da? Fiecare dintre voi se va gândi încă din momentul în care va auzi cu ce probleme se confruntă familia Ionescu și până ajunge la masa de lucru, se va gândi la soluție, da? Asta înseamnă că deodată avem 5 sau 6 oameni la aceeași masă care s-au întâlnit să rezolve, să găsească soluția pentru aceeași problemă, dar fiecare dintre ei are propria lui idee, da? Despre cum se poate rezolva problema. Ei, brainstorming-ul ne ajută să alegem dintre toate ideile care sunt la masă cea mai bună idee pentru situația respectivă. În cazul nostru, pentru rezolvarea problemei familiei Ionescu. Da? Și cum facem brainstorming-ul? Da? Fiecare va avea propria lui idee. Cel mai bine este ca fiecare să-și noteze pe o foaie și aveți voi pe mesele din sări, să-și noteze pe o foaie toate ideile care îi trec prin minte cu privire la soluționarea problemei familiei Ionescu. Da? Asta se întâmplă în primele 5 minute. Fiecare se gândește singur la soluție. Da? Lucrați individual. Mai apoi, în următoarele 10 minute, vă recomand să faceți o listă pe o altă foaie, o listă a tuturor ideilor de la masă și să analizați fiecare idee în parte. Să vedeți ce are mai bun ideea respectivă, ce are mai rău, mai prost, mai slab în raport cu celelalte idei. Da? Și eventual să vedeți cum puteți combina ideile între ele, astfel încât să valorificați tot ce are mai bun fiecare idee de la masă în parte. Da? Ce o să se întâmple mai departe? E posibil ca analizând ideile acestea să mai tăiați de pe listă dintre ele și să rămâneți în final cu 3, 4, 5 idei. Dacă vă e greu să alegeți una dintre ele, atunci vă recomand să le dați note, fiecare dintre voi să dea câte o notă fiecare idei în parte și să mergeți mai departe pe ideea care cumulează cel mai mare punctaj sau are media cea mai mare, da? Ok. Fișa aceasta cu pașii brainstorming-ului o să o aveți și în sală pe masă. Așa că, dacă nu se vede de acolo din spate ce scrie pe slide, nu e nicio problemă, o să o găsiți în materialele de lucru.
Bun. Mai departe, de la 12:30, veniți aici în sală să vă prezentați ideile, cele 6 idei. Încă o dată, să-mi amintesc cine a mai susținut până acum prezentări. Da? Ok. Care este condiția esențială pentru o prezentare în public bună? De ce trebuie să ne asigurăm atunci când venim aici în față? Să avem materialul care trebuie să-l prezentăm. Că avem materialul pe care trebuie să-l prezentăm, da? Să știm subiectul, să cunoaștem subiectul, să știm despre ce e vorba, da? Să nu citim. Să vorbim clar, să vorbim tare, explicit, excelent. Voi, timp de 2 ore și jumătate, veți lucra în echipe la mesele de lucru pentru rezolvarea problemei familiei Ionescu. Da? Cu siguranță veți ajunge la o soluție care e și fezabilă, e și realistă, da? O soluție foarte bună. Ce se întâmplă de la 12:30 este că trebuie să-i convingeți pe toți cei din sală că ideea voastră e cea mai bună pentru problema familiei Ionescu. Da? Cum facem asta? Avem materialul de prezentat, cunoaștem bine subiectul, că doar am lucrat timp de 2 ore și jumătate la el. Ce trebuie să facem aici când venim în față? De ce trebuie să ne asigurăm? Astfel încât prezentarea noastră să aibă impact, adică să-i convingem pe ceilalți că soluția noastră e cea mai bună. Avem putere de convingere, da? Să fim încrezători, dincolo de toate lucrurile astea. Nu neapărat. Când venim aici în față, primul lucru de care trebuie să ne asigurăm este că toți cei din sală sunt atenți la noi. Nu avem cum să-i convingem că ideea noastră e cea mai bună, chiar dacă ea e cea mai bună și chiar dacă noi prezentăm bine, dacă cei din sală nu sunt atenți la noi. Sau dacă nu ne pot urmări. Și ca să fie atenți la noi și să ne poată urmări ideea de la cap la coadă, e important să vorbim tare și suficient de clar, astfel încât și cei din spate să ne audă. Ne auziți de acolo din spate? Da, mersi, mersi de feedback. Trebuie să vorbim suficient de expresiv, pentru că dacă vorbim așa monoton, toată prezentarea lumea o să se plictisească după primele 5 minute și nimeni nu o să mai stea să ne asculte. Dar e mult 5 minute. În primele 30 de secunde se vor plictisi și vor face alte lucruri. Vă scoate telefoanele din buzunar și... Da? Deci cât mai tare, cât mai clar, cât mai expresiv, cât mai puțin monoton. Da? Pentru că monotonia plictisește, oamenii încep să se gândească la alte lucruri dacă îi plictisim. Da? Ce mai e important? Este important să le dăm oamenilor senzația că vorbim cu ei. Sunt curios cine a avut senzația că vorbesc cu voi până acum în prezentare. Da? Ok. E bine. E bine. Bun. E important să faceți și voi același lucru. Chiar dacă aveți slide-uri, slide-urile doar vă ajută să transmiteți mai bine ideea. Dar ce trebuie să faceți aici în față când vă prezentați soluțiile este să vorbiți cu ceilalți. Sau să le dați impresia că vorbiți cu ei, pentru că e clar că nici eu acum nu vorbesc cu fiecare dintre voi în parte, nu? Dar vă dau impresia că vorbesc cu voi prin faptul că mă uit la toată sala, mă uit și acolo în colț, și în colțul celălalt, și aici în primele rânduri, da? Mă uit cam peste tot în sală, chiar dacă nu privesc pe nimeni în ochi, în mod direct, da? Dar mă uit spre voi și vă dau impresia că m-am uitat la voi, da? Ok. Așa vă recomand și voi să faceți, să vă uitați spre sală, nu să citiți de pe slide-uri și nici să citiți din foi, dacă aveți foi pregătite. Puteți să vă uitați din când în când pe ele, că nici eu nu știu ce urmează la punctul 6 aici, dacă există un punct 6 sau un punct 4. Mă uit așa să-mi amintesc despre ce e vorba, dar altfel mă uit către voi și vă explic vouă ce scrie acolo de fapt. Da? Da?
Cine știe care este cea mai mare frică pe care poate să o trăiască un om pe lumea asta? Emoțiile. Emoțiile. Dar ce fel de emoții? Că frica în sine e o emoție. De a ieși în față. De a vorbi în față, zice Mihaela. Cum? Tracul, da. Emoțiile de a vorbi în public. Da? Oamenilor le este frică să vorbească în public. Nu cumva ne mai e frică și de altceva? Cine s-a asigurat astăzi când a traversat strada? Foarte bine. Și eu m-am asigurat când am traversat strada. Oare de ce? Cum? Frica de moarte se aude aici în sală, da? Ne este frică de moarte, ne este frică să vorbim în public, ne este frică să nu ne facem de râs, da? Ne este frică de durere. Dar cercetările știți ce spun? Că mai mare decât frica de moarte este frica de a vorbi în public. Da. Mai ales în cultura noastră, în Europa de Est, unde vorbitul în public este asociat cu ce credeți voi, cu ce se întâmplă fiecăruia dintre noi în primii ani de viață. Până pe la 18 ani, așa, 20. Când vorbim în public, ne ascultă proful sau profa. Și proful sau profa urmează să ne dea o notă. Deci urmează să judece prestația noastră, să judece felul în care vorbim în public. Și de asta, spre deosebire de americani, să spunem, care vorbesc foarte lejer în public, nouă ne este teamă. Pentru că până la 18 ani, de fiecare dată când am vorbit în public, am primit o notă. Sau colegii au râs de noi. Sau... o mulțime de alte lucruri rele s-au întâmplat sau rușinoase atunci când am vorbit în public. Deci este normal să ne fie teamă, să avem emoții, să fim anxioși. Cum reacționează acum, cum reacționează orice ființă de pe pământ atunci când îi este frică? Cum? Tremură? De ce tremură? Cine a zis? Așa, de emoții. Ce se întâmplă atunci când tremură cineva de frică? Transpiră, da? Dar de ce? Nu mai are cuvinte. Știți de ce o persoană sau un animal reacționează în felul ăsta la frică? Tremură? Pentru că glandele lui suprarenale au secretat suficienți hormoni de stres, da? Adrenalină, cortizol, care să-l pregătească pe el să scape de, de acel risc. Da? Să-și salveze viața, cumva. Și din acest motiv, mușchii lui, sub influența adrenalinei, cortizolului, mușchii lui sunt pregătiți de acțiune. Inima pompează sânge mai degrabă către mușchi ca să ne pregătească ori pentru fugă de, de acea amenințare, ori de luptă. Da? Digestia încetinește pentru că nu mai ajunge sânge în sistemul digestiv. Mare parte din sânge este direcționat către mușchi și de asta tremurăm. Da? Suntem pregătiți atunci când tremurăm, ori să fugim, ori să atacăm. Da, mama chiar are o influență foarte puternică asupra scăderii stresului. Da, ne poate ajuta să ne liniștim. Deci dacă vreți înainte de prezentări să vă retrageți undeva, să vă sunați mama și să-i spuneți ce urmează să vi se întâmple, puteți să faceți lucrul ăsta, da? Ok. Bun. Ce vreau să vă spun foarte important. Cine nu a mai ținut o prezentare în public până acum? Cine nu a mai ținut o prezentare în public până acum? Mâinile mai sus, mai sus, mai sus. Da? Trebuie să lăsați mâinile jos. Prezentările în public sunt ca orice alt lucru pe care îl învățăm. Cine știe să meargă pe bicicletă? Ia să vedem. Super. Cine a căzut prima oară? Uite, există și excepții, da? Eu am căzut când am învățat să merg pe bicicletă. Mare parte dintre voi
a făcut la fel, dar există și excepții. Cineva de aici spunea că nu a căzut când a învățat să meargă. Da? Ok. Dar totuși, deși ați căzut, deși am căzut atunci când am încercat să învăț să merg pe bicicletă, am avut curaj și am mai încercat încă o dată și încă o dată și încă o dată până am învățat să-mi țin echilibru pe două roți. Da? Cam așa e și cu prezentările în public. Prima oară avem emoții, prima oară e posibil să nu meargă ceva bine, deși există și excepții. Poate să iasă foarte bine și din prima. Ce e important? Să avem curaj să încercăm asta de cât mai multe ori, până reușim. Da? Deci vă rog, dacă n-ați mai susținut prezentări în public până acum, cereți-le colegilor voștri de echipă să vă lase pe voi să ieșiți aici în față să prezentați soluția. Da? Este normal să aveți emoții, este normal să tremurați, să transpirați, să vă văbuiți, să vă pierdeți ideile. Da? Sunt lucruri normale. Pentru că în sine, prezentarea în public creează o teamă care e mai mare decât teama de moarte, iar cum ziceam mai devreme, orice animal de pe pământul ăsta reacționează la frică, ori prin luptă, ori prin fugă, da? Și e normal să stăm aici mai aproape de ușă, e normal să ne ascundem după diverse obiecte, e normal să stăm împietriți atunci când venim în față, e normal să ne pierdem ideile și să citim de pe site-uri sau să citim din foi. Da? Dar la fel de normal este să avem curajul de a încerca. Da? Așa cum am învățat să mergem pe bicicletă, putem să învățăm să susținem și prezentări de făcut. Da? Asta nu înseamnă că nu o să ne dăm silința acum să fim cât mai buni. Da? Dar măcar vom fi conștienți de ce nu iese bine. Dacă o să tremurăm, o să știm de ce tremurăm. Dacă ne uităm pe slide-uri, în loc să ne uităm la public, o să știm că nu e bine asta și o să încercăm cât de cât să corectăm problema și așa mai departe. Da? Scrie acolo pe slide la punctul 6, controlați-vă limbajul non-verbal. La ce se referă asta oare? Să nu țipăm limbajul non-verbal. La asta se referă? Nu. Da? Nicio problemă. Cum te numești? Ionela. Ionela. Nicio problemă, Ionela. La ce se referă, adresez din nou întrebarea, limbaj non-verbal? Să nu folosim regionalisme. Regionalismele fac parte din limbajul verbal. Dacă le scoatem pe gură, da? Cum te numești tu? Alex. Mersi, Alex, ai răspuns. Limbajul non-verbal, zice cineva că ar fi limbajul semnelor. Da? Într-adevăr, limbajul non-verbal este ceea ce transmitem celorlalți prin felul în care ne mișcăm, prin mimica noastră, prin gesturile noastre, cum ar fi fost, sau ce v-aș fi transmis dacă aveam aici un scaun și stăteam așa și vorbeam cu voi. Că mi este somn, că sunt pisit, că nu mă interesează de voi, deși v-aș fi spus fix aceleași cuvinte ca până acum. V-aș fi explicat ce v-am explicat până acum fix cu aceleași cuvinte. Dacă stăteam așa cum v-am arătat până acum, voi ați fi înțeles că eu, ăsta vine aici la noi plictisit, obosit, n-are chef de noi și cu siguranță n-ați mai fost atenți. Da? Deci, prin limbajul non-verbal trebuie să captăm atenția așa cum o facem și prin mesajul verbal, prin limbajul verbal. Există foarte multe sfaturi de dat legate limbajul non-verbal, însă cel mai important este să fiți orientați către public, să priviți publicul, să nu gesticulați haotic și intens ca și când v-ați bate, da, în ring, dar nici să stați împietriți. Da? Să fiți încrezători și persuasivi. Ce înseamnă persuasiv? Hmm?
Știe cineva ce înseamnă persoasiv? De convinge. Nu? Da, Iorela? Deschiși, zice Ionela. Din păcate, nu. Nu asta înseamnă să fiu persoasiv. Ce facem atunci când nu știm ceva și vrem să aflăm? Băgăm pe Google, zice Ionuț. Păi, am rugămintea să căutați chiar acum pe Google, să vedeți despre ce e vorba, cine are net, cine are telefon și net, să caute chiar acum pe Google. Să vadă ce înseamnă să fii persuasiv. Da? Să fii convingător. Cum te numești? Cum? Ionuț. Felicitări, Ionuț. Într-adevăr, să fii persuasiv înseamnă să fii convingător. Da? Și să convingi prin tot ce faci și tot ce spui aici în față. Da? Pentru că e suficient să te trădeze un singur aspect ca ceilalți să-și piardă încrederea în tine. Da? De asta trebuie să aveți contact vizual cu cei din public, trebuie să vorbiți suficient de tare, trebuie să vă argumentați bine ideile, atenție, ai convinge pe ceilalți, ține foarte mult și de argumentele cu care venim. Da? Asta înseamnă că, raportându-ne la problema familiei Ionescu, despre care vom vorbi mai departe astăzi, e important să faceți întotdeauna referire la problema familiei și la soluția voastră și să subliniați cum ajută, cum e ajutată familia Ionescu de ceea ce propuneți voi. Da? Bun. Mai aveți întrebări legate de prezentare? Nu? Mergem mai departe. Veți avea de făcut și niște slide-uri pentru prezentarea voastră. E important ca pe slide-uri să nu scrieți toate cuvintele din prezentare. Pe slide-uri e important să se regăsească doar cuvintele cheie care să fie eventual marcate prin îngroșare sau prin subliniere. Da? Veți avea și laptopul pe care să lucrați în stările de lucru. Da? Bun. Ce înseamnă ca textul să fie lizibil? Să-l putem citi. Să-l putem citi. De acolo se poate citi ce scrie pe slide? Da. Da? De acolo din spate, de la Ionuț, se poate citi ce scrie pe slide, Ionuț? Da. Da? Sigur? Da. Ah, ai o vedere bună. Bun. Deci, cea mai importantă regulă de care trebuie să țineți cont, pentru că sunt multe altele, atunci când vă faceți prezentarea pentru astăzi, este să nu încărcați slide-ul cu mult text, să folosiți doar cuvintele cheie și să folosiți, în mod ideal, imagini, pentru că o imagine transmite mai mult decât 1000 de cuvinte. Da? Și folosiți slide-ul respectiv nu ca să știți voi ce aveți de prezentat și să citiți tot textul de pe slide, ci folosiți slide-ul ca să explicați mai bine celorlalți cum, în ce constă ideea voastră și de ce este ea cea mai bună. Da? Ăsta e un exemplu de slide care nu folosește propoziții, folosește doar cuvinte cheie și folosește și grafice. Astfel încât, eu, spre exemplu, ăsta e un slide făcut de mine, aș putea să vă vorbesc jumătate de oră folosind acest slide, explicând după ce înseamnă fiecare lucru de aici în parte. Și care sunt relațiile dintre elementele acestea, prezentate prin săgeți și prin list. Da? Așa vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Nu o să vă iasă chiar așa din prima. E ca mersul pe bicicletă. Asta e cumva mers fără o mână. Da? În termenul de mers pe bicicletă. Bun. Cine a mai făcut prezente pe PowerPoint până acum? Da? Ok. Tema de lucru de astăzi, sau cu alte cuvinte, problema familiei Ionescu, este o problemă pe care probabil ați întâlnit-o și voi, ori la voi acasă, ori la vecini, ori la rude, și așa mai departe. Sunt curios, cine are acasă o suprafață de teren de cel puțin 3000 de metri pătrați? 3000 de metri pătrați. Și eu am să știu.
Da, trebuie. Bun. Cine a plantat roșii vara asta sau primăvara asta? Da? Cine are găini acasă? Super. Bun. Înseamnă că veți înțelege destul de ușor cu ce problemă se confruntă familia Ionescu. Familia Ionescu este formată din 4 membri, toți sunt adulți, niciunul dintre ei nu are loc de muncă, deci niciunul dintre ei nu generează venituri din muncă, dar în schimb familia deține un teren de 3000 de metri pătrați la marginea localității, într-o zonă de câmpie. Este clar până aici? Puteți să vă imaginați cum arată această familie? Da? Ok. Bun. Ce aveți voi de făcut la mesele de lucru este să găsiți o idee de afacere prin care familia Ionescu, afacere care să fie făcută de familia Ionescu, folosind suprafața de 3000 de metri pătrați, afacere care să creeze 4 locuri de muncă, asta însemnând salariul lunar pentru toți cei 4 membri ai familiei Ionescu, da? Și afacere care să genereze un profit mediu anual de cel puțin 9000 de lei. Nu neapărat în primul an, pentru că în primul an se face și investiția și cheltuielile sunt mari, dar poate din anul 2, din anul 3 să se obțină acest profit. Da? Bun. Cine s-a mai gândit până acum la o idee de afacere? Da? Ok. Super. Deci aveți exercițiul ăsta de a vă gândi la idei de afaceri. Acum însă trebuie să o faceți pe un caz concret, real, acesta al familiei Ionescu, care are o mare problemă, aceea fiind că marea problemă a familiei Ionescu care e? Nu au venituri. Și nu că n-au venituri, pentru că există acel ajutor social sau mai știu eu ce, tot felul de ajutoare. Nu au un venit din muncă, da? Nu au locuri de muncă, deci nu au un venit din muncă. Asta e problema pe care o rezolvăm. Oportunitatea pe care o folosim în a rezolva această problemă este că familia Ionescu deține 3000 de metri pătrați. Da? Voi trebuie să veniți cu o idee de afaceri în domeniul agriculturii, fie că e de creșterea animalelor, fie că e de cultura plantelor, fie că e de procesarea produselor vegetale sau animale, e alegerea voastră. Însă, voi trebuie să folosiți cei 4000 de metri pătrați într-o afacere, 3000, pardon, într-o afacere și să demonstrați cum din acea afacere familia Ionescu își poate asigura un venit constant din salarii, atenție. Asta înseamnă că la costurile lunare în afacerea respectivă veți pune 4 salarii pe lună, care, atenție, n-ar reprezenta doar salariul minim pe economie, pentru că pe lângă cât primește salariatul, compania mai plătește sau firma mai plătește o mulțime de taxe și impozite, da? Și o să trec pe la mesele de lucru să vă explic mai clar cum stă cu treaba cu salariile. De asemenea, veți mai avea și alte costuri cu investiția inițială, să spunem, dacă faceți producție de roșii, e un exemplu foarte prost ăsta, pentru că din producția de roșii pe 3000 de metri pătrați nu faceți suficienți bani cât să plătiți salariile și să aveți profit de 9000 de lei pe an. Da? Deci dacă faceți totuși afacerea cu roșii, atunci o să aveți cheltuielile cu amenajarea solarului, o să aveți cheltuielile cu răsadurile, cheltuielile cu tratamentele pe care le aplicați plantelor, și așa mai departe, o mulțime de cheltuieli. Pe lângă astea o să mai aveți și cheltuielile de promovare, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare și așa mai departe. Da? Să zicem că din producția respectivă de roșii încasați 10000 de lei pe an.
da, recoltați timp de 3 luni de la roșiile respective și încasați pe an, cât am zis mai devreme? 10.000. Cum vă dați seama care este profitul? Ce trebuie să scădeți din cei 10.000 de lei încasați pe an ca să vă dați seama care e profitul cu care rămâneți? Banii care i-am băgat. Banii pe care i-am investit, da? Salariile angajaților. Salariile angajaților, foarte bine, da? Și costurile care au fost mai suplimentare. Costuri suplimentare. Promovare, distribuție, depozitare, transport. Taxele și impozitele, foarte important, zice Mihaela. Cum te numești tu? Cristian. Cristian. Foarte bine, Cristian. Da. Deci voi, la masa de lucru, va trebui să veniți cu o idee de afacere în agricultură, repet, creștere animale, cultură de plante, procesare, ce vreți voi, sau combinate, de ce nu, să vedeți ce venituri generează acea afacere anual, da? Să vedeți ce costuri generează anual și să faceți calculele la final. Da? E important să aveți în vedere la costuri. Costurile cu investiția inițială, costurile de întreținere, foarte important salariile, da? Și toate celelalte costuri, în funcție de afacerea voastră. Bun. Să spunem că la finalul celor 30 de minute de brainstorming, alegeți afacerea asta, care e foarte proastă ca idee, v-am spus, cu roșiile, da? Ei, va trebui ca până la 12.30 să dezvoltați această idee de afacere după un anumit model pe care vi-l prezint acum și după acest model să veniți să o prezentați aici în fața tuturor. Da? Trebuie să prezentați piața țintă. Da? Cine sunt potențialii clienți ai afacerii respective? Și mă întorc din nou la exemplu prost cu cultura de roșii, clienții unei afaceri de tipul ăsta, de, cu roșii, producție de roșii, ar putea fi... Cine ar putea fi? Cine ar putea fi clienții unei afaceri de familie cu roșii? Vecinii. Oamenii. Oamenii din sat, da? Cine ar cine? Fabrica de conserve. Foarte bine, Ionuț. Da? Deși fabrica de conserve ne cumpără roșiile la un preț mai mic decât le-am vinde noi la piață, vânzând cantități mari către fabrica de conserve, nu mai avem costuri de transport foarte mari, nu mai avem costuri de depozitare, nu mai avem costuri de promovare, nu mai avem costuri de ambalare, da? Asta nu înseamnă că vindem doar către fabrica de conserve sau către supermarketuri, dar trebuie să le avem și pe acestea în vedere atunci când ne gândim la cine sunt clienții afacerii, da? Deci voi va trebui, în funcție de ce idee de afacere alegeți, să explicați mai întâi cine sunt clienții afacerii respective, da? Nu consumatorii, atenție, nu cine consumă produsele în final, ci cui le vindeți voi, că puteți să le vindeți la supermarket, puteți să le vindeți la fabrica de conserve, da? Bun. Trebuie să explicați de asemenea cum folosiți suprafața de 3.000 de metri pătrați. Atenție, nu aveți nici mai mult, nici mai puțin de 3.000 de metri pătrați. Trebuie să explicați cum vă promovați produsele, afacerea către potențialii clienți. Da? Și atenție, dacă vindeți la supermarket sau dacă vindeți supermarketului, nu aveți nevoie de prea multă promovare. Aveți nevoie de o întâlnire cu directorul supermarketului cu care să semnați un contract ulterior. Da? Deci nu aveți nevoie să vă faceți piante, flyere și așa mai departe. Dacă vindeți direct către consumatorii finali, atunci puteți să vă faceți piante, flyere, o pagină de Facebook și așa mai departe. Da? Important e ca
strategia aceasta de marketing, de promovare, să fie adaptată pieței voastre, clienților voștri, da? Bun. Mai departe, la punctul 4 aici, este important să explicați avantajul competitiv. Știți ce reprezintă avantajul competitiv? Ce avantaj avem înaintea celorlalte? Foarte bine, foarte bine, clar. Cristian, scuze, Cristian. Bun. La revedere, la revedere, Găneasa. Într-adevăr, este cum a zis Cristian, avantajul competitiv se referă la acele elemente care ne diferențiază pe noi față de ceilalți producători de roșii, da? Ce ne diferențiază pe noi de concurența noastră, cu alte cuvinte. Bun. Cum putem să ne diferențiem? Cum putem să obținem avantaj competitiv pe piață? Noi ca producători, noi ca afacere. Cum se obține avantajul competitiv? Sunt două modalități prin care putem obține avantaj competitiv, adică prin care ne putem diferenția de competiția noastră, astfel încât clienții să ne aleagă pe noi și nu pe vecinul care produce și el același lucru. Deci prin calitate, da? Deci, pe de o parte, ne putem diferenția prin calitate și prin preț, da? Și aici, la calitate, putem să vorbim și de unicitate pe piață, da? Să spunem, așa cum a zis mai devreme, Alin, că dacă plantăm roșii totuși, deși repet că asta e o idee proastă de afacere pe 3000 de metri pătrați, dacă plantăm roșii, atunci poate plantăm un soi care nu mai există la noi în regiune, astfel încât și supermarketurile, și fabrica de conserve, și vecinii din sat ar fi toți interesați să cumpere de la noi, pentru că ei n-au mai văzut soiul respectiv de roșii. Nu mai există nimeni altcineva care să producă. Chiar dacă noi vindem la același preț, sau chiar la un preț mai mare decât vând competitorii noștri. Da? Bun. Deci fie ne diferențiem prin calitate sau unicitate, fie ne diferențiem prin preț, zicea Mihaela. Vindem la un preț mai mic decât ceilalți. Cum este posibil însă să vindem la un preț mai mic decât ceilalți? Cum reușim să facem lucrul ăsta? Avem prea multă marfă. Da, exact. Se întâmplă asta. Când crește oferta de pe piață, scade prețul. Dar noi ca afacere, ce trebuie să facem astfel încât să vindem la un preț mai mic decât alții și totodată să fim și să fie și profitabilă afacerea noastră? Diminuăm costurile de producție. Da? Vom reuși să vindem mai ieftin decât vând alții, la un preț mai mic decât vând alții, dacă reușim să producem mai ieftin decât produc ei. Da? Și asta înseamnă să investim mai mult în tehnologie, în dotări, da? Să avem, să lucrăm pe stocuri cât mai mici și așa mai departe. Există o mulțime de soluții de diminuare a costurilor, dar noi să intrăm în detalii aici. Da? Mai departe, la punctul 5, trebuie să explicați de ce resurse aveți nevoie pentru desfășurarea afacerii respective. Și aici ne referim la resurse umane. Cine vor fi resursele umane în această afacere? Oameni. Care oameni? Membrii familiei Ionescu, spune Alin. Deci avem din start patru angajați în afacerea aceasta. Nu trebuie să avem nici mai mulți, nici mai puțin de 4. Da?
nevoie și resursele financiare. Da? Și astea pot diferi foarte mult în funcție de ideea afacerii. Aici n-am cum să vă dau exemple. Pot să mă întorc din nou la exemplu prost cu afacerea cu roșii. Aveți nevoie de materialele pentru solar, dar ce materiale? Folie de plastic? Stâlp de aluminiu? Nu știu. Țeavă de țeavă și așa mai departe. Instalație de irigație prin picurare și așa mai departe. Voi ar trebui să știți și la acest punct 5 să faceți o listă cu tot ce aveți nevoie pentru a începe afacerea sau pentru a realiza lucrările de întreținere, da? Iar în final, la punctul 6, e foarte important punctul 6, demonstrați cum ideea voastră de afacere generează un profit mediu anual de cel puțin 9.000 de lei, având în vedere lista tuturor veniturilor, da, din ce realizați veniturile și ce venituri aveți pe an și lista tuturor costurilor, da? La costuri având costurile inițiale, costurile de întreținere, costurile cu salariile lunare ale celor 4 membri ai familiei și alte costuri, da? Aveți neclarități aici? Nu? Ok. O să mergem mai departe. La ce se uită membrii juriului? Membrii juriului se uită la ideea voastră de produs sau de serviciu, dacă e serviciu în domeniul agricol, se uită la fezabilitate. Ce înseamnă fezabilitate? Dacă este bună pentru viitor, dacă... Da, eu din fapt. Aproape. Aproape. Sustenabilitatea se referă la asta, da? Dacă poate să reziste în timp afacerea. Fezabilitatea se referă la măsura în care afacerea respectivă poate să fie realizată, da? Că poate veniți cu o idee de afacere care nu se pretează la zona de câmpie, se pretează la zona de munte și se face pe, se realizează pe suprafețe mai mari de teren, de 3.000 de metri pătrați, spre exemplu, da? Competitivitatea afacerii contează foarte mult. Vedeți aici 30%. Ce înseamnă mare competitivitate? Ce are în plus sau ce face mai bine afacerea noastră, așa cum zice Mihaela, decât competitorii, da? Dacă, repet, dacă vă alegeți ideea asta neinspirată cu afacerea cu roșii, vă veți da seama că producătorii mari de roșii, competiția voastră, realizează producție pe suprafețe mult mai mari de teren și cu mult mai multe persoane implicate, astfel încât vouă va fi greu să concurați cu ei, pentru că ei au și mai mult teren, și mai mulți oameni, și mai multe dotări și așa mai departe. Da? Bun, mai departe, contează eficiența, deci contează să demonstrați cum realizați profitul de 9.000 de lei pe an. Și, foarte important, modul în care vă prezentați ideea, cum veniți aici în față. Pentru că ideea voastră poate să fie foarte bună sau cea mai bună, dar dacă nu reușiți să le arătați și celorlalți prin prezentarea pe care o faceți, că ideea voastră e cea mai bună, atunci nimeni nu o să-și dea seama de lucrul ăsta. Da? Bun. Ce întrebări aveți? Pentru că urmează mai departe să mergeți în sările de lucru. Acolo aveți foi cu pașii pe care trebuie să-i parcurgeți, aveți foi descris pentru brainstorming, aveți laptop pe care să vă faceți prezentarea PowerPoint. Apropo, prezentarea PowerPoint este pe jumătate făcută, unde este, este aici. Da? O să trec pe la mesele voastre de lucru să vă las template-uri de prezentare PowerPoint, în care voi doar să introduceți imagini sau să introduceți descrierea, textul, cuvintele cheie legate de afacerea voastră, da? Așa. Și mai aveți ceva, apă, suc și gustare, astfel încât să nu ieșiți din sală pe motiv că vă este foame sau set, da? Ieșiți din sală doar dacă aveți nevoie la baie și reveniți cât puteți voi de repede.
Pentru că e foarte important ca în cele două ore și jumătate să vă concentrați pe dezvoltarea soluției și pe realizarea prezentării PowerPoint, astfel încât atunci când veniți aici în față, să fiți mândri de voi la final de privire la treaba pe care ați făcut-o, da? Ok. Încă o dată vă mai întreb dacă aveți neclarități sau întrebări. Nu? Care este problema familiei Ionescu? N-au locuri de muncă, deci n-au venit. Care este oportunitatea în viața familiei Ionescu? Familia deține o suprafață de 3.000 de metri pătrați de teren, la marginea localității. Ei, acum ține de voi să veniți cu o idee de afacere care să genereze acest profit de 9.000 de lei pe an și să ofere familiei Ionescu locuri de muncă. 4, 5 și 6 merg la doamna Vasilaica. La doamna Vasilaica, la doamna de... Câteva întrebări pentru dumneavoastră. Vreau să știu dacă această idee a prins bine, având în vedere că funcționează de ceva timp, m-am uitat pe slide-urile dumneavoastră, așa și dacă copiii au dezvoltat o afacere și după ce au terminat aceste cursuri, după ce și-au terminat studiile. Vorbim și de cele liceale sau de cele de la facultate, pentru că am văzut că dumneavoastră prezenta și pentru copiii de la liceu și pentru cei de facultate, pentru ele studenți. Rog. Da, programele au un impact, programele educaționale ale Junior Achievement au un impact foarte mare asupra elevilor și profesorilor. În România se desfășoară de aproape 25 de ani la clasă. Sunt programe internaționale pe care le-am adaptat contextului economic și social din România. Ele sunt realizate conform normelor Ministerului, astfel încât orice profesor din țară să le poată lucra la clasă, inclusiv ca disciplină opțională, deci cu rubrică în catalog, cu note, cu absențe și așa mai departe, cu instrumente de evaluare. Noi oferim profesorilor ghid de implementare, formare recunoscută de minister, elevilor beneficiari le oferim gratuit manuale. Foarte important, aducem la clasă antreprenori sau specialiști din comunitate care să le ofere în mod voluntar consultanță elevilor în dezvoltarea ideilor lor de afacere. Și programele sunt atractive pentru elevi, dar și pentru profesori, pentru că sunt learning by doing. Elevii își dezvoltă competențe antreprenoriale, realizându-și, punându-și în practică propria idee de afacere dezvoltată în echipă. Din ce știți dumneavoastră, mă scuzați că vă întrerup, din ce știți dumneavoastră, de-a lungul prezentorilor pe care le faceți, de-a lungul timpului, încă o dată vă întreb, copiii au aplicat aceste proiecte, programe și după ce au terminat școala, să zicem, liceu, uite, după ce termină, se apucă de o afacere în domeniul ăsta. Ce știți? Da. Cam cât la sută? Statisticile, statisticile spun că 10-15% dintre participanții la un program de educație antreprenorială își deschid propria afacere după. Ce ne interesează pe noi ca organizație din domeniul educației nu este neapărat ca ei să-și continue afacerea începută în școală. Ne interesează ca ei să-și dezvolte competențe antreprenoriale, care sunt competențe cheie recunoscute la nivelul Uniunii Europene. Ne interesează, deci, să-și dezvolte spiritul de inițiativă, să învețe să-și asume riscuri, să fie mai responsabil, să lucreze mai bine în echipă, să comunice eficient și așa mai departe. Că unii dintre ei aleg să-și dezvolte afaceri după, pentru că își dau seama în cadrul programului că li se potrivește acest lucru, e foarte bine, dar nu asta urmărim noi în mod direct. Ceilalți, 90-85%, devin însă, dobândind aceste competențe, mult mai bine pregătiți pentru piața forței de muncă, se integrează mult mai bine într-o firmă sau da, devin angajați mai productivi. Am înțeles. În județul Olt, având în vedere că este preponderent agrar, la câte școli ați fost și dacă copiii au fost receptivi la ceea ce dumneavoastră le-ați prezentat? Colegiul Național Agricol Carol I este unul dintre cele 8 licee agricole la nivel național care se află într-un program pilot acum.
program pilot în cadrul căruia testăm mai multe soluții de dezvoltare a învățământului agricol. Dacă toate lucrurile merg așa cum ne-am propus, acest liceu împreună cu cele 7 la nivel național, celelalte 7, va deveni centru regional de dezvoltare a afacerilor în agricultură, centru de suport pentru fermierii mici și mijlocii. Și va asigura pe de o parte formarea inițială și formarea continuă a fermierilor mici și mijlocii. Da. Mulțumim frumos și succes în continuare. Vă mulțumesc. Să ascundem puțin Thank you.